Premierul Marcel Ciolacu își anunță marți candidatura la alegerile prezidențiale, conform Digi24. Decizia a fost comunicată liderilor PSD după o serie de consultări care au avut loc în ultimele două zile. De 20 de ani, PSD nu a mai reușit să trimită pe nimeni la Palatul Cotroceni, iar liderii socialdemocrați care au pierdut alegerile au pierdut și conducerea partidului. După ce m-am consultat cu foarte mulți dintre dumneavoastră, am luat decizia să candidez la președinția României. Această decizie o vom dezbate sâmbătă la Congresul PSD. Avem cea mai bună echipă pentru România, așa cum am arătat la toate alegerile din ultimii 4 ani. Sunt sigur că împreună vom reuși să recâștigăm președinția după 20 de ani. Sâmbătă la congres voi prezenta planul meu pentru România. Sper din toată inima să-mi acordați onoarea de a lupta numele dumneavoastră și al românilor pentru a câștiga alegerile prezidențiale, a spus Ciolacu, conform sursei citate.